Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Silas schimba partenerii ca pe sosete? Din ci testiul l-a iubit doar pe Halil. Cu Dogucan este doar colega amica. Doar atât. Nimic altceva. De ceva place să a jigniti gratuit actorii? Cu ceva au gresit? Si pe ceva bazati cinți creti asemenea povesti? Despre Sila. Iertat-mă, dar nu cred că Sila este cum o descrieti. Eu o văd ca o fata veselă de gasca. Dar asta nu înseamnă că este o destrabalată. Este cale lungă până acolo. În fiecare săptămână primește altine la alta bijuterie. Cred că nu mai are unde pune alta pe deget. Să sperăm că va primi una dar adevărată de la cel care o iubește cu adevărat. Atunci va rasarsi soarele pe strada fanilor de bucurie. Prieten, să vedem pana la ce varsta va fi Halil singura. Atât de multe femei sunt promovate pentru Halil doar din cauza unei ranchiuni. Cred că asla nu-i va pasa de zi, sunt prezentate 1000 de femei. Cred că Sila vrea doar ca cariera ei să aibă succes, asta e tot. Prieten, să vedem pana la ce varsta va fi Halil singura. Atât de multe femei sunt promovate pentru Halil doar din cauza unei ranchiuni. Cred că Sila nu-i va pasa de zi, sunt prezentate 1000 de femei. Cred că Sila vrea doar ca cariera ei să aibă succes, asta e tot. Poate că așa a fost la începutul sezonului 3. Acum există o înțelegere reciprocă de plină. Nanuca este prezentă în compania lui Halil la cină, pasiuni de dragoste pe locul de joacă, pentru că Nanuca este singură 24/7. Chiar și noi vorbim de o legătură reală, pentru că ea a primit rolul principal în acest fel dintr-un motiv. Halil este o remorchieră, Nanuca este o barjă care trebuie trasă. Dar de ce rămâne încă în acest serial? Ea este moartă, serialul emană cu Sila. Cum poate lucra cu Nanuca, care nu este actriță, ci ea care a comandat pe Halil și actorul principal timp de 3 sezoane și o acceptă pe ea sau cu Halil nostru că ne-a plăcut timpul în sezonul 1 și al doilea? Halil meriti de 1000 de ori mai bine. Punct cu Sila, știu că e greu, dar noi fanii suntem în spatele tău, sper să te vedem mariajul foarte curant cu o femeie care te iubește cu adevărat și mai presus de toate care te respecta, sin un copil care de îndată ce a început noul ei serial pe care l-a înșelat cu acest Dogucan, uită acolo că nu te merită deloc, te-a sărutat. Că cu tot ce se spune pe rețelele de socializare are un tip nou, rămâne cu el, ne minți de luni de zile atât pe noi acești fani, cât și pe public, se presupune că nu îi place să vorbească despre viața ei privată. Dar o răspundește pe rețelele de socializare cu iubitul ei. Sila este cineva care s-a schimbat mult, dar nu spre bine, nu respectă nimic, nu are morală, nu l-am recunoscut pe acest tip nou care este partenerul ei face luni de zile, cu care este el, s-a trezit repede în patul ei, a uitat foarte repede de dragostea vieții ei care a fost Halil, unde este moral în toate astea, știri contradictorii. S-au îndrăgostit de povestea pe care o trăiau în fiecare zi în serialul Emanet. Împreună sunt armonioase, ies în evidență. Trebuie să rămână împreună. Este un moment special pentru ei. Ar trebui să beneficieze de această iubire, armonie și complicitate. Dacă ai auzit reprosul Silei, Sia spune că este falsă știrea că s-a despartit de Halil, cui s-a adresat. Când a reprosat Sila vreodată ca știrile despre despartirea ei de Halil sunt false? Eventual invers, ca știrile că ar fi împreună cu el ar fi false, atâta timp cât ei de la sedinta foto din octombrie nu s-au mai văzut și nici revelionul nu l-au făcut împreună. Nu se știe cine este mai prost, cel care a pus întrebarea sau cel care a răspuns. După ce a jucat în sezonul 3 cu un contabil și o dansatoare și pe ultimul loc după ratingul serialului, Halil Ibrahim nu este deloc competent să-și dea o părere despre actoria Sila Turcoglu.
Sila este un actor bun, umilința lui îl va duce departe, Halil are o influență bună asupra lui, desigur că este și Halil asupra lui Nanuca vrea doar să fie mare, nu există umilință sau nu se vede, după părerea noastră, talentul lui e prea mare, fundul lui Sila a demonstrat, cât timp a jucat alături de Halil, ca este o mare actriță, un real talent, de aceea au castigat împreună premii. Dacă nu era adecvată rolului, renunța la ea și complota mai devreme să scape de ea, cum a făcut în timpul SES2, când, fiind vorba de lipsa de bani a companiei, a complotat cu Nazmiel și Ayhan ca Sila să fie schimbată, pentru bani, cu inepta calareat-o dansatoare, ulterior recunoscând că Sila era o actriță adevărată, pe lângă cea care s-a cumpărat rolul, bazând-și el ratingul sub orice critică în care a ajuns semanet fără Sila. Nu mai ziceți că Halil este cu marocanca că nu este cu nimeni să vă fie rușine cei care aruncați cu noroi în bietul om dar și Sila îi schimbă pe parteneri ca pe șosete are și vină pentru tot ce s-a întâmplat probleme au fost sunt și vor fi dar doar în capetele voastre pline de mizerii. Când vreodată ați adus dovezi pana acum? Nici nu e nevoie probabil pentru că mulți vă dau crezare. Halil a semnat un contract pentru sezonul 3, sperând că acesta va fi regizat de un regizor cu experiență Ayhan. Dar Ayhan s-a dus să-l împuște pe Esaret. Halil nu va veni, ci va alerga la platou. Suficient să-l concedieze de acolo, lasă-l să joace cel puțin 5 sezoane. Deși nu există nimic de jucat, Cateinele a avut Sila pe degetele ei, deja nu mai interesează. A avut și din recuzita emaneții din caza Elchix Herbert. Asta ca nu mai crede nimeni să aibă vreun inel adevărat și mai ales inventiile voastre despre s-o presupusa logodna cu Halil. Halil nu poate cumpăra inelul lui Sla, l-au destrămat pe înșelătoriul amăruia lui Halil. Pe lângă altele Nazmie a rezolvat și scenariul, după cât putea Nanuca. Un scenariu pentru o figurantă, fără strop de talent. Picata din cer, cu banii la purtător, într-o producție, fosta de succes, pe care s-o facă praf, Halil fiind doar un pion, care trebuie să aibă replica figurantei, ca să se împlinească numărul de episoade. Am urmărit sezonul 1 și sezonul 2 cu multă plăcere. Dar sezonul 3 nu are niciun farmec, fără Sila și nu îl urmăresc. Felicitări pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Berat, acel copil minunat care a fost un trio în sezonul 1 și 2. Felicitări! Halil, este interesant că ai spus de 3 luni că părăsești serialul, continui să joci singur serialul, poți pleca, ți-ai săpat o groapă din care nu poți ieși. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascalii.